Remine Super Speed 2023, categoria cea mai bună mașină de off-road. Aici am avut niște mașini cu care să ne jucăm pe listă, să știți. Începem cu Ford Bronco, care ne-a plăcut tuturor. Și ne-a plăcut tuturor nu doar cum arată, ne-a plăcut cum merge, am condus-o în Power Tour și am pus-o pe listă pentru că este foarte capabilă în off-road. Trei diferențiale blocabile pe mașina asta, reductor mecanic, avem bară stabilizatoare decuplabilă și mai avem și trail turn assist pentru momentele în care faci off-road și ai niște viraje foarte strânse de abordat. Extraordinar de capabilă, acolo sus cu Jeep Wrangler și super spectaculoasă la nivel de design, și exterior și interior. Un pic plastic fantastic, dar e acceptabil dată fiind situația. Mie mi se pare absolut fascinantă ca design și mă bucur foarte mult că au adus Bronco-ul acela, l-au adus în actualitate și arată așa. Adică e o mașină pe care ți-o cumperi nu doar pentru că e capabilă în off-road, eu nu te-aș judeca dacă ți-o cumperi doar pentru modul în care arată. Absolut adevărat. Trecem mai departe la mașini de off-road și am pus pe listă Dacia Duster. Noua Dacia Duster. Dacia Duster, în forma asta a ei, în a treia generație, mi se pare că este o realizare de excepție a designerilor de la Dacia, pentru că păstrează valorile Duster. Dacă un neavenit ar vedea-o pe stradă așa, ar zice, da mă, asta e o Dacia, e o Dacia Duster, cum să nu, știe despre ea. Dar, pe de altă parte, vine și cu elementele astea noi de design, care o încadrează în 2023, aici unde ar trebui să fie. Și exterior, și interior, mi se pare că arată superb. Mă deranjează în continuare că nu avem automată pe tracțiune integrală, dar se pare că nu există clienți care să ceară asta în număr suficient de mare. Nu vom avea diesel, în schimb vom avea aceste trei versiuni de motorizare. Full Hybrid 140, ca joggerul pe care l-am avut noi la categoria de hibride, TCE 130 de cai sau EcoG LPG 100 de cai. Și plus că în privința lui Duster, chiar și în generațiile anterioare, nu a fost vorba vreodată de capacități off-road extreme, ci de faptul că îți oferă abilități în off-road în raport cu un preț foarte bun. Așa că a intrat în categoria noastră nu pentru că s-ar lupta cu Ford Bronco, ci pentru că la prețul la care ți este oferit Dacia Duster, merită să-l iei și să mergi cu el pe coclauri. Mie mi se pare că exact în momentul când alții s-au grăbit să prindă Dusterul din urmă, să zic, ca valoare generală așa, Dacia a dat lovitura de grație și a făcut o mașină ridicând ștacheta. A ridicat ștacheta și la nivel de off-road, să știi, pentru că acum avem, pe lângă modurile normale de condus, mai avem și mod eco, avem modul auto, okay, avem modul snow, avem mod mud, da? Și mai avem și modul off-road, care este de fapt un echivalent al modului loc, ăla care îți trimitea 50% din cuplu pe față și 50% din cuplu pe spate, doar că acum îl și ajustează în funcție de nevoi. Despre modurile astea o să aflăm la anul. Aflăm la anul când o să și conducem mașina. Ineos Grenadier Quartermaster. Quartermaster. Da. Este practic versiunea pick-up a lui Ineos Grenadier pe care l-am avut, l-am testat, l-am plimbat prin Super Speed Power Tour anul acesta și de care am fost încântat. Chiar dacă eu nu sunt neapărat mega fan off-road, însă mașina asta este foarte capabilă în off-road, iar Quartermaster este capabil să transporte și un Europalet, pentru cine se întreabă. De-aia. Mă rog, cine vrea să transporte un Europalet să se uite la Ineos Grenadier Quartermaster. Este continuarea naturală a unui Ineos Grenadier care în niciun caz nu poate fi considerat SUV, că nu e sport, e doar utility vehicle. Ăsta este utility vehicle pickup cu adevărat. Da. Părerea mea e că dacă tot vrei un utility vehicle, decât să-ți iei Grenadier, mai bine ți-l iei pe ăsta pickup direct. Da. Măcar știu o treabă, nu? Mi-e place că e brut așa. E brută. Exact. Vrei să-ți povestesc eu despre o mașină care nu este neapărat brută, dar care este o legendă în categorie? Jeep Grand Cherokee. Care, da, intră la categoria cea mai bună mașină de off-road și ar putea să ia premiu, pentru că ea chiar este o mașină, este un SUV care știe să facă off-road. Știa și pe vremea noastră și știe și acum, în versiunea ei Trailhawk, cel puțin. Dar nu e neapărat nouă. Nu e neapărat nouă, este nouă la noi pe piață. E nouă pentru noi.
E suficient pentru noi până la urmă, adică și se simte nouă, am avut ocazia să intru în ea și să ating pe acolo și să mă uit. Este foarte sofisticată, e foarte mare, există și versiunea L, cea pe care am văzut-o eu. E foarte, foarte, e foarte multă mașină. Foarte multă mașină. E foarte multă mașină, acest Jeep, Jeep Grand Cherokee. Mai știi că și pe vremea noastră, Jeep Grand Cherokee era un SUV cu care nu ți era rușine să te afișezi. Adică, bă, era un SUV corect, nu era o minciună. Nu-ți luai un BMW X5 care nu putea să iasă în off-road, de fapt. Îți luai un Jeep Grand Cherokee și ziceai, bă, eu pot să ies cu ăsta în off-road. Și mai era și o mașină americanească, așa? Ok, te întorceai destul de des cu ea în service, dar asta e o discuție de pe vremea noastră. Acum pare că nu mai e cazul, suntem la Jeep în 2023 sub Stellantis. Da. Bun. Toyota Land Cruiser. Nu putea să lipsească mașina asta de la noi de pe listă, chiar dacă nu este momentan disponibilă, chiar dacă abia am văzut-o, dar nivelul de excitare, anticipație este major la noi în echipă, nu doar pentru că ne uităm la versiunea asta First Edition cu farurile rotunde, ci și pentru că și versiunea cu farurile ei rectangulare arată suficient de bine. Toyota Land Cruiser, care va veni anul viitor din Japonia. Păi, uite-te la ea! O să o vrea toată lumea. Nu e așa că este una dintre mașinile alea la care te uiți și te gândești, mamă, câte sute de mii, milioane o să vândă ăștia? O singură problemă e, toate brandurile vor să facă mașinile așa acum. Adică ni se pare atractiv acum, dar s-ar putea să nu ni se mai pară așa peste 2, 3, 4 ani. Pe de altă parte, Land Cruiser-ul, care tocmai a ieșit din producție, s-a vândut în un volume mari, nu neapărat pentru că arăta bine, ci pentru că dacă auzeai Land Cruiser, știai ce primești. Și în cazul noii generații se vor păstra aceste credențiale de off-road, așa cum le are și generația actuală, și chiar și motorizarea de 2,8 litri se păstrează sub capota lui Land Cruiser, pentru că noi atâta putem să primim în Europa ca emisii. Bun. Asta a fost cu analiza categoriilor de la premiile Super Speed 2023. Emisiunea Super Speed continuă după publicitate, dar noi ne vedem cu premianții de la premiile Super Speed 2023 săptămâna viitoare.